Această separație de Eminescu e o problemă în primul rând de vârstă. Deci, după ce suntem intoxicați prin școală până la o anumită vârstă de Eminescu, cam toți ne separăm de el și vrem altceva, vrem... Însă după aceea ne invadează, cum să vă spun, creștem în Eminescu, însă nu brusc. Nu ne aruncăm brusc în Eminescu. Îl redescoperim și îl regăsim și aș putea să spun, chiar pe experiența mea și pe experiența cluburilor pe care le cunosc, le stăpânesc, ca să zic așa, că Eminescu este de fapt plenar la vârsta noastră matură, la vârsta înțelegerii. De un Eminescu facil nu poate fi vorba. Deci Eminescu, va să zic că are o poezie de idei, continuu găsește o gâlghiere de idei în poezia lui, este un poet filozof, cum să zic, dar în același timp este și un poet al stilului, al limbii, al șlefuirii cuvintelor, al metaforei, al imaginii. Deci atunci când se odihnește din idee, când ai impresia că nu mai se joacă cu ideile mari ale minții omenești, Eminescu face creație lirică în sensul de eufonie, în sensul de curgere a cuvintelor. Sunt poezii chiar fără sens, uneori chiar fără sens, și totuși când le citești sau când îți revin în minte, pentru că Eminescu este remanent, așa, îți ajunge câte un vers să te prindă din urmă și te domine, îți dai seama cât de bine potrivește cuvintele acolo unde le pune. După o experiență de mai bine de 20 de ani de studiu aprofundat asupra fenomenului Mihai Eminescu, asupra poetului și filozofului, cum ar trebui să-l citim noi pe Eminescu ca să-l înțelegem, să nu-l blamăm ca scris facil, să spunem că nu este pentru noi, e demodat? Da. Că totuși, dumneavoastră, a spus în această emisiune că școala undeva l-a băgat forțat în mintea și mentalitatea elevilor și poate au obosit. Mecanic, cam Eminescu mecanic. Poate obosi astăzi? Deocamdată manualele se odihnesc de Eminescu și rău fac, nu găsesc acea formulă de echilibru. Prea mult Eminescu s-a făcut însă înainte de 89 prin manuale. Și, într-adevăr, poate să obosească. Adică vă aminte că înainte, adică nu aveți cum vă aduceți aminte, vă spun eu că în anii 50-60 era inflație de George Coșbuc.